Vești proaste pentru cei care au zboruri programate vineri. Angajații regiei care se ocupă cu dirijarea traficului aerian în România intră în grevă de avertisment între orele 11 și 13. Asta înseamnă că în acest interval majoritatea curselor care ar trebui să decoleze sau să aterizeze de pe aeroporturile din țară riscă să fie anulate sau vor înregistra întârzieri mari. Cele mai mari probleme vor fi pe aeroportul Henri Coandă din capitală. Zilnic pe acest aeroport sunt în jur de 300 de decolări și aterizări, iar peste 30.000 de pasageri tranzitează terminalele. Greva de avertisment va paraliza traficul aerian pentru 2 ore. Doar 33% dintre curse vor fi operate, indiferent că vorbim despre decolări, aterizări sau tranzitări ale spațiului aerian. Dacă aveți zboruri programate vineri, interesați-vă la compania aeriană dacă a fost amânată sau anulată cursa dumneavoastră. Dar atenție, este foarte posibil să fie afectate și restul curselor programate în afara celor 2 ore de grevă. Noi ne întoarcem vineri, da. Este o grevă între orele 11 și 13. Din această cauză e foarte posibil ca și restul zborurilor să fie decalate. O să ne organizăm în funcție de ce o să fie la momentul respectiv. O să verificăm atunci, mulțumim. Unde lucrează dumneavoastră? În Italia. Dacă ajungem la serviciu târziu, pierdem locul de muncă sau putem fi sancționați. Ar fi afectat dacă era greva acum? E, cum să nu? Trebuie să plecăm la muncă. Potrivit legii, sunt exceptate de la grevă zborurile monarhilor, șefilor de stat, miniștrilor sau curselor umanitare. Oamenii de la ghișee, cei de la informații, vor fi pregătiți cu informații și cu ghidarea oamenilor, pasagerilor. De asemenea, vom avea colegi înscriși într-un program Airport Helper, care vor ajuta pasagerii cumva derutați de această situație. Vom încerca să facem față în cele 2 ore. Ultima grevă organizată de Romat a fost în 2015. De atunci, volumul de muncă a crescut, însă nu și numărul angajaților. Astfel, sindicaliștii spun că personalul actual nu mai poate face față situației. Undeva în jur de 500 și ceva de controlori suntem astăzi, cu aproximație. Probabil că ar trebui să fim undeva la 650-700. La Satul Mare astăzi avem 4 controlori de trafic. Aeroportul e deschis continuu. Este nevoie de cel puțin 12, dacă nu chiar 15 controlori de trafic. Este nevoie pentru concedii, pentru pregătire și așa mai departe. La aeroportul Henri Coandă sunt 47 de controlori de trafic. Din cauza personalului redus, angajații Romat sunt nevoiți să facă sute de ore suplimentare. Aceste ore nu sunt plătite și nici nu sunt recuperate prin zile libere, așa cum prevede codul muncii. Sindicaliștii susțin că problemele sunt cauzate de o conducere defectuoasă a instituției din ultimii 7 ani. În esență, s-au angajat să avem un număr de bani ca și venituri de la companiile aeriene care tranzitează România mult mai mic decât ar fi fost necesar. Conducerea Romat dă asigurări că va depune toate eforturile necesare pentru a stopa declanșarea grevei de avertisment și va continua negocierea cu partenerii sociali. Sindicaliștii serviciilor de trafic aerian au aproximativ 50 de solicitări, printre care și încheierea contractului colectiv de muncă. Negocierile durează de mai bine de un an. Dacă nu vor fi soluționate curând, angajații Romat sunt hotărâți să declanșeze greva generală.